În acest moment vă simțiți rău? Nu. Nu. Vă rog frumos să bifați, nu. A trecut un an de când în țara noastră s-a instaurat starea de urgență în contextul pandemiei. Românii au trecut prin stări de teamă, furie și nesiguranță în tot acest timp, iar astăzi, 16 martie 2021, oamenilor li se administrează serul prin care își creează imunitatea la virusul SARS-CoV-2. Campania de vaccinare a intrat în etapa finală, cea de-a treia, care este deschisă tuturor persoanelor care au împlinit 16 ani și care doresc să se vaccineze. Se oferă șanse foarte multor persoane să fie vaccinate. Ceea ce consider eu că ar trebui făcut mai mult este să fie mai mult informații oamenilor. Nu știu dacă o fi bine, dar eu vreau să fac vaccinul. Că vaccinul ăsta cât de rău ar face, nu o să facă mai mult rău decât dacă nu-l face. Toată lumea ar trebui să fie conștientă că vaccinurile totuși au salvat omenirea până acum. La Constanța, toate locurile din etapa a treia au fost ocupate încă din prima zi. Luni au ajuns în România 224.000 de doze de vaccin Pfizer, dintre care 25.740 vor ajunge în județul nostru, cel mai probabil la sfârșitul acestei săptămâni. Momentan vorbim doar de această listă de așteptare. Înscrierile pe platformă sunt într-un ritm alert, ceea ce înseamnă că populația este dornică de vaccinare. Toate locurile în platformă pe județul Constanța sunt ocupate. Programarea se face online sau prin call center, la fel ca în primele două etape. Ulterior, beneficiarii vor primi notificarea locului disponibil în centrul pentru care au optat. De asemenea, în fiecare locație de vaccinare, oamenii au de respectat un traseu bine stabilit, iar după o imunizare trebuie să stea 15 minute sub observare. Municipiul Constanța este în scenariul roșu încă de săptămâna trecută din cauza numărului mare de îmbolnăviri. Rata de incidență a ajuns la 4,62 de cazuri la 1000 de locuitori, iar în județ indicele a depășit 3 la 1000 de locuitori.